Bună ziua și felicitări! Vă salut, vă salut! Normal! Echipă în mare formă, echipă solidă, victorie solidă, mi-a plăcut și ne-a plăcut tuturor FCSB-ul de aseară. Spuneți-ne cum ați trăit acest meci foarte important. Pe ce emoții ai? Poftim? Nu mai ai emoții. Când dai 13 puncte distanță, nu mai ai emoții. Nu, nu v-am zis emoții, v-am zis cum să ne povestiți cum a trăit meciul, că nu, nu cred că ați avut emoții. De trăit ce, stai relaxat, când dai diferențe de puncte, stai relaxat la televizor, te uiți frumos și aștepți spectacolul. Uh-huh. Și te bucuri. Uh-huh. Acum problema din care e, că acum se întâmplă altceva. Exact ceea ce vroia, adică numai când conducem, nu mai se întâmplă ce se întâmpla până acum, că atunci de ce nu ne trage la un zi la Dumnezeu? Acum avem de fundat central care sunt esențiali în joc. Că noi aveam fundaș central. Bine, și mai spun și încă ceva, Horia. Nu o spun cu răutate, dar el l-am văzut Mihai Rotaru ceasul. Spune că mi-a plăcut. Dar, Horia, eu spuneam, băi, aveți greșit ca să spun, nu urcați oameni de car. Lupeți că avem familie, aveți copii și voi, nu-ți convine să te altfel. Da, haideți să mai refacem legătura, că nu se aude, se tot pierde semnalul, probabil că nu aveți semnal. Mai refacem o dată legătura, că nu, pur și simplu nu se aude. Da, așa. Da. Hai să vedem dacă se reface legătura, să vedem ce ne spune, ce ne spune domnul Becali. Chiar sunt, chiar sunt curios, chiar sunt curios să vedem ce ne spune. Să mă anunțați dacă am refăcut legătura. Da, nu vă auzeam noi, domnul Becali, nu știu, se pierdea semnalul. Vă rog să spuneți de la început, de unde a zis nu vreau să fiu răutăcios, a zis, că după aia nu s-a mai auzit nimic. Nu, nu vreau să fiu răutăcios, nu, aici e vorba despre ce a spus Taru, că domne, că păi da, i-am urcat pe garduri. Păi nu merge cu urcatul pe garduri. La fotbal îți joci fotbal la minge, nu pe gard. Dacă îi uși pe gard, după aia ăla nu-i fotbal, e urcatul pe gard. Mă înțelegi bine? O să spună, domne, figurativ. Figurativ, dar dacă le spui la jucătorii urcăm pe gard, ei după aia bagă piciorul la gleznă. A, și nu v-au plăcut declarațiile astea agresive? Nu. Dacă investi pe jucătorii, că mai duce înainte de joc, să zbă, le îi călcăm pe gleznă. Da. Cum făcea Lăcătuși pe vremuri. Băi, îi călcăm, le rupem glezna, le facem drege sau ce spune așa, antrenorii ziceau înainte. Uh-huh. Ei nu merge tata așa. La fotbal eu le spuneam așa, băi, jucați fotbal, nu glezna. Uh-huh. Ei au vrut să joace gard au jucat. 3-0. Scurt și gata. După aia am dat și eu un mesaj, cum mi-a dat el, te-am dat na-na, eu i-am zis, te-am dat na-na-na-na-na-na, să-ți minte toată viața ta. Cum a, mai ziceți odată că îmi plac astea. Cum a sunat mesajul? Ți-am dat? I-am dat. Ți-am dat na-na-na-na-na-na să-ți minte toată viața ta. Când i l-ați dat? Aseară după meci, nu? Aseară, imediat, da, păi da, păi da. Și a răspuns? N-a răspuns, nu, că nu, el nu răspunde, el după meci două zile nu vorbește. Nu, Horia, dar nu mai e, adică nu, nu se mai poate compara cu mine la fotbal. Nu mai. Da. Gândiți-vă, domnul Becali, că e 6-0 în cele două meciuri. 3-0 la București, 3-0 la Craiova. Dar ei, tu nu vezi și la Rapid, adică eu le-am dat. Tu să știi un lucru, când vei vedea vreodată un jucător, că eu îl joacă la mine și eu îl dau și el va funcționa altă parte, să-mi zici ce vrei. Înțelegi? Adică? Adică dacă eu îl dau, la revedere. Înțelegi? Uh-huh.
Da, aici vă referiți și la Djokovic, de exemplu, cu Rapidul, nu? La toți jucătorii, care îi dau, singurul care a mai funcționat cât de cât e Crețu. Dar eu l-am luat de fundaș central. E adevărat, Crețu mai funcționează cât de cât la Craiova. Uh-huh. Uh-huh. Dar tot nici ăla nu e extraordinar. Uh-huh. Am înțeles. Deci când vedem că dați un jucător, nu contează cine îl ia, știți că nu l-ați dat, înseamnă că știți de ce l-ați dat. Păi nu ți-am spus, mă. Tata avea un prieten, Andrei. Ăla avea un tată, care era de o seamă cu tata, cum ar veni. Uh-huh. Și el i-a spus lui Andrei. I-a zis, băi, cu tase, să te faci tovarăș cu el. Dar să nu-i vinzi, să nu-i cumperi. Dacă vei vinde la el, te va păcăli. Dacă vei cumpăra de la el, te va păcăli el pe tine. Fă-te doar tovarăș. Deci cu Gigi Becali n-ai cum. Dacă vin sau cumpe, te păcălești. Trebuie să te faci doar tovarăș ca să poți să câștigi. Am înțeles. Deci de fapt toți cei care au luat jucători, inclusiv Șucu, s-au păcălit. O să vezi. Da. El când s-a făcut cu mine tovară, Șucu a câștigat. Da. Am făcut o afacere cu el. Da. Acum când a cumpărat de la mine, a păcălit. Și după ce s-a păcălit de două ori, mai s-a vrut să păcălească și a treia oară. Da, cu Djokovic. Am înțeles. Domnul Becali, ce v-a plăcut aseară la jocul echipei? Așa, cum ați văzut? Totul mi-a plăcut. Adică bine, plecând de la fundașii central, că întrebam pe meme, băi, ce se întâmplă cu voi? Și a zis, domne, panterele. Panterele ne dau curaj. Panterele, cele două pantere de pe fund. Panterele nu le zic pantere, că nu zic culoarea, că după aia o să zic că fac discriminare. Hai, înțeles lumea, acum chiar nu mai putem să vorbim nimic ca domn Becali, serios. Păi panterele, sunt pantere. Deci zic leoparzi atunci, ca să nu zică lumea. Nu, pantere, că sună bine. Chiar arată pantere băieții ăia doi pantere, din centru. Da. Băieții din centru. Mie mi s-a părut că au făcut o partidă formidabilă. Cel mai bun de pe teren a fost șut. Asta cel vreau să... Șut cu Alexandru mi s-au părut că au fost... Da, șut mai bun. Da. Deci cel mai bun cine? Șut? Cel mai bun de pe teren a fost șut. Mă gândeam acum... De echipa e făcută, că vedeți, deja anunțați echipa cu 4 zile înainte, n-au ce să vă facă, adică... Da, o anunț iar, ca să o știe și Gică. Gică mi-ar fi frică să o anunț, că ăla e specialist, dar eu zic și lui. Deci, este aceeași echipă, doar că din repriza a doua, adică nu mai intră Pantea, joacă Crețu, și joacă Tavi Popescu, lui Filipe, Clornel Coman și în locul Volaru o să joace Băluță. Și gata, știe așa. Deci știe și Gica Hagi echipa. O știe și Gica și o știe, îți dai seama, cu o săptămână înainte. Înțeles. Deci Băluță joacă acolo în locul Volaru? Da. Aha. Și Tavi Popescu titular, am înțeles. Tavi Popescu titular. I s-a părut Pantea vulnerabil în prima, nu? Da. A fost orice greșeli, a fost depășit și atunci am zis să integrez. Și plus de asta, nu e mai asta. Nici Felipe n-a funcționat, adică mai mult Felipe n-a funcționat, că nu prea a avut emoții, mulmești mai tare, o să vedem până și intre și el în vână cu echipa. Înțelegi? Deci, da. Amândoi. Parcă n-a fost ăla, Felipe ăla. Păi dacă și Felipe n-a fost așa în formă, dacă nici Pante, atunci a zis, bă, exact schimbarea care Dumnezeu mi-o arată. Îl bat și pe Tavi, care oricum avea nevoie să-l... Deși n-a fost așa cum vreau eu, nu? A mai mișcat el, dar n-a, realizări nu. Nu e Tavi ăla de pe vremuri, din nu păcate. Nu e. Și nici Luis Felipe, cum a zis, care credeți că a fost cauza? Meciul cu mai multă miză? Meciul cu mai multă miză și mai multă, adică mai multă agresivitate și... Bă, Horia, fotbalul e fotbal. Că dacă joci cu agresivitate, joci. Dar tot nu câștigi. Înțelegi doar ce să faci.
Ei, galbene, poți să mai ieși un roșu după aia și gata. Uh-huh. La fotbal nu merge așa, cu urcatul pe gard. Ei n-au auzit că ei au fost mulțumiți, foarte mulțumiți și antrenorul și cu Gheivătaru, foarte mulțumiți au fost de echipă. Ei au mâncat băcătaie 3-0, dar ei erau foarte mulțumiți. De ce? Ei tactica și s-au ținut-o cuvânt. Ei s-au urcat pe gard, înțelegi? Deci cu alte cuvinte, bă, zice, noi suntem mulțumiți. Noi suntem mulțumiți și vrătarul, domnule, sunt mulțumit de echipă. Ăla, antrenorul, domnule, ne-a plăcut foarte mult echipa, adică ei m-au respectat. S-au urcat pe gard. Păi da, bă, da. Păi da, păi ne-am zis așa că sunt mulțumiți. În rest, ăla, bancul, tot respectul pentru el. Bancul. Nu știam că e așa de om de bancul, nu știam că e un om de mare așa calitate. Adică omul, să vezi interviul lui, domnule, au fost mai buni, au câștigat, înțelegi? Avem emoții pentru play-off, e adevărat, că nu. Eu cred că intră în play-off, dar totuși omul a spus adevărul. Bă, când ești acolo, ai emoții la play-off. Că dacă îi bate Sepsi sau nu știu cine, cu cine joacă ei, nu știu ce, și poate să ajungă două meciuri dacă pierd, la revedere. Deci bancul tot respectul pentru el. Da. De asta nu-i problemă, că Mihai Rotaru e foarte mulțumit, e mulțumit și el, antrenorul, s-a urcat pe gard, au dansat pe gard. Da, corect. Păi dar nu e, bă, dacă n-ai văzut că ei la 3-0 au zis că sunt mulțumiți. Am văzut. Nu erau ei mulțumiți. Nu erau mulțumiți că de ce la faze, la arbitrii, mai multe secunde, varul mai multe secunde, la alții și la ei prea puține secunde. Da, ați avut cea mai mică emoție că nu primiți penalti acolo? N-am avut. Nu mi-am dat seama, dar după aia, după ce a dat repetarea, eram 100%. Că n-ai cum. N-ai cum, că vine cu mingea și bagă mingea în mână. Bă, spune Mihai, domnule, că s-a rostit cu corpul. Ce corpul, mă? Vine și dă cu mingea în mână, mă, lovește cu mingea ca o rachetă de tenis. Da. Că, domnule, dar stai să vezi că se rotește cu corpul. Bine, Rotaru e prin matematician, știe, are imaginație de asta, geometrică. Mă înțeles. Bine, eu ce le spun astea, le spun cu prietenie. Nu mai ei, normal că nu e ce... E fotbal, domnul Becali. Păi ce să-i fac dacă el a zis na, ți-am dat na. Hai na, uite na, 3-0, 3-0, spun 6-0, la revedere, ce să mai pot? Da, chiar că la revedere. Deci n-ați... Cea mai mare realizare a noastră, știi care a fost? Horia. Care? Aseară am jucat cu o echipă care pe toate posturile, unul câte unul, erau mult mai buni decât noi. Ca să înțeleagă oamenii, domnul Rotaru a intrat la mine săptămâna trecută, ca să înțeleagă cei care se uită, și a zis că pe toate posturile jucătorii Craiovei sunt superiori jucătorii FCSB-ului. De ironic, domnul Becali, da, acum. Da. FCSB-ul a avut pe bancă cel mult. Da, ziceți, domn Becali. Și îți dai seama, și încă un lucru, ar fi un mare eșec pentru noi dacă n-am terminat la 20 de puncte față de Rapid. Sezonul regulat ar fi un eșec foarte mare dacă n-am fi pe 20 de puncte peste Rapid. Am înțeles. Dar cum e asta cu posturile astea? Că nu v-ați terminat ideea, că v-am întrerupt să explic. Bă, asta cu posturile, asta când am văzut, am leșinat de râs, am zis, stai, bă, puțin. I-a zis, bă, Mihai, vorbeam că eu cu Mihai vorbesc mai mult. Da. I-a zis, bă, Mihai, zic, bă, singurul jucător este la ei care valoros e Mitriță. Și pe Mitriță nu are cum să fie mai bun decât Coman. Înțelegi? Iar al doilea jucător care e posibil să fie mai bun pe post decât Radunovic e Bancu. Care eu cred că acolo are dreptate el. Bancu, adică mie îmi place, nu știu alții. Și zic, nu, domnule, că nu știu ce, că nu fac, dar mie îmi place foarte mult de Bancu. Și am zis, bă, singurul pe post care e mai bun ca noi e Bancu. Atât în rest nu are nimic mai bun ca noi. Uh-huh. Și Mitriță, care e valoros, e mai bun comandă o clasă peste el. Înțelegi? Uh-huh. Cum să spui că pe post, păi el are niște jucători, acolo n-am auzit de ei, în primul rând. Eu n-am auzit de aia jucătorii.
cum să fie post pe post, mă, dacă nu sunt... Nadol, postii. Dar n-ați auzit de... cum îl cheamă? Maldonado. De Maldonado? Nu știu, bă, bar n-am, nici nu știu, vreo 5-6 jucători, acum am auzit prima dată de ei, astăzi, aseară. Uh-huh. Nu să spui că sunt... Păi la mine sunt trecuți până război, până foc, i-am topit ca argintul. I-am trecut. Am înțeles. Deci a fost mai mare satisfacția, nu? Că, a? Păi da, bă, da. Mă gândeam, bă, îți dai seama, cum mă gândeam, mă, ce jucători sunt ăștia, mă? Bă, am zis, bă, n-are cum, adică nu mai aveam eu mâsa, mă, n-are cum, de unde sunt 5 jucători, n-am auzit de ei, cum se poate ne bată ăștia. Maldonado, n-ați auzit de Maldonado? Nu știu, mă, cine n-aș, nu știu, nu zic de un jucător, da. Nu știu, jucători sunt vreo 5 care n-am auzit de ei. Am înțeles. Da. În mod sigur, jucătorii ăștia de care ziceți acum au auzit de da, jucătorii FCSB-ului. Fii atent, la un moment dat zice, domnule, zice, prima repriză am fost net pentru peste ei. Păi băi, în primul rând noi am și ocazie, eu am avut doar o singură ocazie, greșeala lui Olaru, atât. În rest n-am avut nicio fază de gol, nimic. Nicio fază n-am avut. Nicio ocazie. Noi am avut multe ocazii. Domnul Becali, cred că ținând cont de faptul că a fost 6-0 tur-retur, prea multe, sincer, mi-e greu să-mi... Da. Adică e da, 6-0, nu, știți cum e. Adică, păi ce este, mai ce? Mai ce vorbim... Ține minte toată viața lui, nana ăsta. Da, da, cred că o să țină minte că, na, e și el orgolios, vă dați seama, nu-i pică bine ce s-a întâmplat, 100%. Păi, normal că nu-i pică, dar nu-i pică, dar ce să faci? Ce să faci? Asta e treaba, ce să faci? Nu? Da. Hai că acum vreau să-l văd și pe Șucu vreau să-l văd acum. A, de ce? Păi să-l vedem, că și el a zis, domnule, ar fi un eșec pentru noi să terminăm sub FCSB. Și eu zic că ar fi o eșec pentru noi să terminăm 20 de puncte mai puțin decât el. Va amenda jucătorii dacă nu terminați la 20 de puncte de rapid. Le dau amendă. Zic, băi, 20 de puncte peste rapid dacă nu amendați. Da, da. Mă uitam, jucător de calitate, mă uitam la șut, domnul Becali, a pictat șut. A pictat aseară. Da, da. Eu vă spun sincer, n-ai cum să nu-l convoci pe șut la echipa națională, la cum joacă șut, sincer vă spun. Oria, nu mai mă bag la asta. Eu el mi-a zis, omul mi-a spus, domne, nu fac o răutate, nu fac putare, acum e treaba lui. Nu? Domnul Becali, șut este jucător de echipa națională, punct. Ce atâta? Băi, nu că e numărul unu, bine, singurul la mijlocaș care poate să treacă peste el e Sanciu. În rest, n-are cine să treacă peste șut. Da. N-ai cum să nu-l convoci. Cred că-l ia. Ca așa cred. Da, n-ai cum să nu-l convoci la forma pe care o are, domnul. Serios, da, n-ai da. Cum. Nu. Da. O să-l ia. Așa, după două meciuri, domnul Becali, Luis Felipe cam ce potențial are? V-ați dat seama să încă nu? Nu. Păi nu v-am zis, hai să văd. Primul joc a fost foarte bun. Acum ăsta joc a avut și el o emoție, era un joc mai tare. Hai să-l văd după 5-6 jocuri și spun eu. Înțeles? Păi n-ai văzut, mi-a plăcut foarte mult de Baba Alcazar, nu? Da. Primul joc. Aseară nu mai mi-a plăcut de el când a intrat. Uh-huh. Eu imediat îi văd. Noi nu mă păcălești pe mine, imediat te văd. Ferguson, știți cum e? Păi da, normal. Că? Da, mă uitam. Și apropo că vreau să vă mai spun ceva și știți cum e? Când trebuie să fiți lăudați, trebuie să vă lăudăm, asta e viața. Le spuneam aici, discutam și toți au fost de acord și care sunt în studio, toți invitații, și ne uitam, aveți iar la Daua, este meritul dumneavoastră, la Înghezana, meritul noastră, la Miculescu, dacă Miculescu, că el nu dădea goluri, încăpățânarea de a-l băga, eu nu-l mai băgam pe Miculescu de un an de zile, putea să mă roage și președintele Americii, eu nu-l mai băgam, dumneavoastră l-ați băgat, iete-l pe Miculescu, ce face? Păi da, stai că... Aia doi ai dreptate, dar Miculescu nu înseamnă că dacă a dat un gol, gata. Da, Miculescu a dat gol de jucător, de fotbalist. A dat el jucător, dar a pierdut o minge în tuș acolo care nu-mi convine. La mine dacă pierzi mingea, la revedere. Da, înțeles. Pierzi mingea, la revedere. Poți să o pierzi mingea dacă dai pas, de exemplu, greșit. Că se întâmplă, pentru că joci în viteză. Dar dacă o ții la tine în picior și vine să o fură adversarul, cu mine la revedere, ai terminat-o. Driblezi și nu ți-a ieșit driblingul. Dar dacă o ții în picior și o aștepți,
Și vine altul, pune piciorul și zice, acum i-a luat-o lui Octavian Popescu și lui, iar întrușa, îți ia mingea, a terminat-o cu mine, nu mai joci. Niciodată vezi, Ovidiu Popescu. I-a furat mingea la mijlocul terenului, bă, dormi. Păi dacă dormi, du-te acasă și dormi la tine. Nu pe terenul de fotbal. Aha, am înțeles. Ce ai să dormi? Bă, la fotbal, la mine joci rapid și nu pierzi mingea. Astea sunt două lucruri esențiale la mine. Joci repede și nu pierzi mingea. A, poți să dai pas greșit. Se întâmplă, cum a dat Olaru și a mai greșit. Dar dacă o ții mingea și stai și ta-ta-la, vine baba, bagă colaci în cuptor, îi coace colaci și tu dormi acolo, la revedere. Am înțeles, deci asta nu v-a plăcut la Miculescu. Păi da, dacă a pierdut mingea în tușe, cum pierzi mingea în tușe? Am înțeles. De ce nu dai pas? Tu nu vezi că toți cu echipedii tăi pasează, pentru ce tu o ții? Pasează-o. Da. Dacă ai de dat pas și tu nu dai și ți-ai pierdut-o, vai de capul tău. Am înțeles. Da. De ce o ții? De ce o ții? Pentru ce nu dai pas? Sau dacă te bazezi pe tine că poți, driblează. Adică dumneavoastră ziceți, intră bă, joacă, fii viu, nu dormi. Du-te acasă dacă vrei să dormi. Păi dacă dormi, stai cu mingea la picior, vine la sufură, bagă picior, sufură, la revedere. Am înțeles. Băluță, cum vi s-a părut? Extraordinar. Extraordinar, Băluță. Atacat, contestat de Galeria Craiove, l-au huiduit la fiecare atingere. N-a ținut cont. Nu? Băluță. Băluță o să joace în locul lui Olaru acum. La meciul cu Hagi. Da. I-a spus și echipa și lui Gică, ca să știe și el. Realist, la diferența asta, sunteți 95% campioni? Sau 90%? Hai să nu zic 95%. 90%. Că mai e play-off. Băi, Horia, normal, poți să spui chiar 95%, dar se poate întâmpla orice. Dacă vrea Dumnezeu, se poate întâmpla orice, adică, nu? Dar normal trebuie să fim campioni, adică, n-ai ce să... Adică, având în vedere tot contextul și valoarea și echipei cu care se joacă. Eu ți-am spus, se vorba ei pentru locul 2, 3, 4 și cu asta pasă. Da, am înțeles. Da. Domnul Becali, cu compa... Dar vă rog. Până duceam unul, el zice, mă, nu că vreau, dar trebuie să ai totuși o coerență. Domne, avem jucători peste FCSB pe postul fiecare mai bun decât ai lor, dar la începutul campionatului el a spus că au 30% șanse la campionat. Așa a zis interviul lui. Păi bă, dacă ai jucători mai buni ca mine, înseamnă că trebuie... Bă, noi nu ne comparăm, domne, cu CFR. Eu mă uit la Rapid și la CFR. Păi de ce te uiți, bă, la Rapid și la CFR? Uite-te la FCSB, că ai jucători mai buni ca ei. Tu. Nu? Da. Dar ce să facă și el drăta săracul? Aș fi zis. Domne, sunt frustrat. Omul când e frustrat, îți dai seama. Rezultatul omul ăla... când e ce? Păi el a frustrat. Zis, suntem frustrați, a zis. Adică... Da. De ce s-a întâmplat? Domnul Becali, da. Nu i-a picat bine, vă dați seama. 0-3, nu îi spică bine. Are și el, e un om puternic, un om orgolios, știți cum. Așa este. I-ați văzut și dumneavoastră când mai pierdeți. Da, dar și acum și pe mine trebuie să mă înțelegeți. Că dacă el mă tachinează și eu, nu sunt ăla. E adevărat că vreau să nu zic. Și am zis în biserică să nu o mai zic. Dar dacă nu pot și eu mă tache... Domne, care jucători? Aia, dacă nu spunea aia cu jucători, nu-i mai ziceam nimica. Da. Păi da, dacă tu... Sau, domne, urcăm pe gard. Că dacă spui că urci pe gard, uite mă că nu poți, că te driblează și te ascunde varza. Te duci pe gard și varza nu e acolo. La ce cote e la cum joacă acum Florinel, domnul Becali, după părerea noastră? Nu știu, nu mă interesează cota, mă interesează pe mine... Liga Campionilor și să ne lăsați, ne pregătim. O să vedeți că vom bate Real Madrid, Barcelona, City, pe toate le vom bate. Pace, domnul. Credință să am eu și gata. Domnul cel ce învață mâinile mele la luptă și degetele mele la război. Și voi fi credincios Dumnezeului meu, va da mie Domnul Dumnezeu meu, de voi bate toate echipele lumii. Spulberat. Domnul Becali, așa să dea Dumnezeu să vă vedem în Champions League, e bine pentru toată lumea. Așa să fie. Păi da, desfătați-vă în Domnul și vă împliniți dreptatea lui și va da vouă și vă împlini o cerere a inimii voastre. Și cererea inimii o știe, Domnul, cererea inimii mea la fotbal. Să-i spulber toată Europa. Asta e cererea inimii mele. Ok, foarte bine. Hai, Domnul, să-ți ajute. Doar o secundă, atâta vreau să vă mai întreb.
M-auziți? Da. Un singur lucru vreau să vă mai întreb. Cu companiul s-a lămurit? Nu mă interesează, nu-i problema cu companiul nu-i 150, 20 de mii, o să plece, la revedere, nu mă interesează el. Cum a zis? Că n-am înțeles. Că nu mă interesează, mă, de companiul. La revedere, companiul, uită-l. Păi asta zic, și cât îl dați? Uită-l! Cât necât pleacă! Deci s-a terminat cu companiul. 150 de mii, 20% a plecat. A plecat, la revedere, 20 de mii, 30 de mii, treaba lui, să plece unde vrea, am trei oferte, pa, pa.